Bună dimineața! Vreți să vă bucurați de masa de sărbători fără să vă treziți cu kilograme în plus? Aflați că se poate! Ce avem în meniul de Paște? Preparate tradiționale pe bază de carne de miel. Borș, friptură, drop, stufat. Niciunul dintre ele nu reprezintă un pericol pentru siluetă, dacă degresăm carnea înainte sau după ce gătim și evităm să adăugăm ulei în exces în compoziția mâncării. O zicală strămoșească spune: Crăciunul e sătul, iar Paștele fudul. Chiar și așa ne așteaptă 2-3 zile în care mâncarea este activitatea de bază. Cum să procedăm să nu ne cadă greu nici la digestie, nici pe cântar? Evităm să mâncăm totul la o singură masă. Aperitivele, adică drobul, ouăle fierte și câteva felii de caș, alături de multe legume proaspete, sunt meniul pentru mic dejun. Așteptați apoi 4-5 ore până la masa de prânz, cu ciorbă și stufat, acea tocană cu ceapă și usturoi verde. Păstrați pentru masa de seară friptura la cuptor sau la grătar cu multă salată verde. Rămâne loc și pentru un pic de dulce. O felie de pască și o ceașcă de cafea sunt desertul perfect. Oul fiert este prin definiție un prieten al curei de slăbire. Consumați-l fără frică, stimulează secreția de bilă și ușurează digestia. Cu o singură condiție, să nu-l mâncați cu maioneză. Drobul este un alt preparat dietetic ce are la bază organe fierte, ouă și multă verdeață, totul gătit la cuptor. Acest chec sățios și hrănitor poate fi obținut din carne de miel, dar și din carne de pui, vită sau porc. Una, două felii de drob alături de o porție generoasă de salată verde înseamnă o masă delicioasă recomandată chiar și cura de slăbire. Și la capitolul dulciuri, străbunii noștri au fost inspirați când au creat pasca, o alăturare delicioasă între cozonac și brânza proaspătă din lapte de primăvară. Este un desert echilibrat nutrițional care face parte din categoria produse de panificație, nu de cofetărie. Ca să fie cu adevărat un cozonac dietetic, fiți atenți la cantitatea de zahăr din rețetă. O pască reușită nu trebuie să fie foarte dulce. Compensați cu stafide din plin și parfumați cu vanilie și rom. Ca să ne îngrășăm un kilogram, e nevoie de un aport suplimentar de 7000 de calorii. Deci nu ne îngrășăm dintr-o masă. Repartizați mâncarea de-a lungul întregii zile și așa vă puteți face toate poftele fără risc pentru siluetă. Țineți cont și de dimensiunea porției. Farfuria ideală pentru un adult are 20 de centimetri în diametru, adică două palme. Și jumătate din ea ar trebui să fie plină cu legume. Profitați de soare și ieșiți la o plimbare, micile excese culinare pot fi compensate cu un pic de mișcare. Să aveți sărbători luminate, cu bucurie în toate!